Consiliul Europei va susține în continuare eforturile Republicii Moldova privind consolidarea instituțiilor din justiție cu scopul avansării pe calea aderării la Uniunea Europeană. Combaterea corupției este prioritară, a declarat astăzi la Chișinău secretarul general al Consiliului Europei, Maria Pejcinović-Burici. Oficialul a susținut o conferință de presă alături de președintele Maia Sandu. Angajamentele și determinarea dumneavoastră de a avansa pe calea reformelor, doamnă președinte, este remarcabilă. Experții noștri, standardele noastre sunt și vor continua să vă stea la dispoziție în contextul planului nostru comun de acțiuni pentru a ghida aceste eforturi și pentru a consolida cadrul normativ și instituțional al țării dumneavoastră. Faptul că Republica Moldova a beneficiat de statutul de țară candidată denotă capacitatea de a efectua toată această muncă atât de importantă pentru a îndeplini criteriile de aderare foarte rapidă, a subliniat oficialul european. Maria Pejcinović-Burici a condamnat agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei și intențiile factorilor externi de a destabiliza instituțiile democratice și securitatea din Republica Moldova. La rândul său, președintele Maia Sandu a declarat că reforma justiției, în care Consiliul Europei ne-a sprijinit mai mulți ani, rămâne o prioritate. Sandu a declarat că a discutat cu Burici despre agenda de cooperare între Republica Moldova și Consiliul Europei, despre proiectele sprijinite de Consiliul Europei, precum și despre mersul reformei în contextul crizelor multiple cu care ne confruntăm. Reforma justiției, în care Consiliul Europei ne-a sprijinit timp de mai mulți ani, rămâne o prioritate pentru noi în continuare. Fără o justiție funcțională și corectă, nu putem avea economie dezvoltată sau drepturi garantate de stat. De aceea vom continua schimbările inițiate în sectorul justiției, în pofida dificultăților întâmpinate și a rezistenței opuse de unele persoane din acest sector. Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este singura cale ce ne poate asigura un viitor sigur într-o comunitate a țărilor libere, unde oamenii trăiesc în pace, a subliniat Maia Sandu. Potrivit acesteia, Republica Moldova nu are restanțe în ceea ce privește îndeplinirea celor 9 condiții până la venirea misiunii de evaluare a Comisiei Europene în Republica Moldova. Sunt câteva lucruri la care se lucrează, dar pe care guvernul le va reuși până la sfârșitul lunii aprilie, a precizat Sandu. Secretarul general al Consiliului Europei, Maria Pejcinović-Burici, a efectuat ultima dată o vizită oficială în Republica Moldova pe 22 noiembrie 2021.